Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Dacă și mănânci bine, chiar devii mare bucătar. Da, iar astăzi avem pentru voi o rețetă cu mozzarella fresco, pe care o aveți și în imagini pe Facebook. Mozzarella. Mozzarella fresco, adică de Delaco și nuci. Da, mozzarella fresco e aia proaspătă în zer. În apă, da, în zer. Ea poate fi fie sub formă de biloanță mare, fie de biluțe mici. Și mai există și mozzarella de la cum mai există mozzarella de alea pentru pizza și mai există și aia care e foie. Mozzarella fresca în formă de foaie. Aia e foarte tare. Care e foarte interesantă ideea, da. Și poate fi folosită în multiple moduri. Dacă ești creativ. Dar acum să ne rezumăm la cea în zer. Deci îmi dai salată să mănânc, asta îmi dai salată. Ia zic cu salata, prietene. Pentru salată... Cum facem noi o salată comestibilă? Asta este întrebarea. Exact. Pentru noi ăștia mai gurmanți. Da. Adăugându-i, evident, lucruri care îngrașă. Bun. Cum ar fi? Ca să începem cu începutul. Să iau mozzarella. Mozzarella fresca de Delaco, de preferat e de folosit aia biluțe, ca să nu mai stăm să o mărunțim pe aia biloanța mare. Sau, dacă îți place, ba nu e adevărat. Pentru că poți să rupi bucăți și arată rustic așa, știi? Chestie de... Mie de o treabă. În general, nu prea mi-arde de cum arată. Eu mă grăbesc să mănânc. E important. Mai pierd câteva secunde ca să o rup. Așa e, biluțe, zdrang, ai pus-o și ai închis capitolul. Bun. Pe urmă ne trebuie o pungă de salată, că acum salata se găsește peste tot la pungă. Și aici e după gustul fiecăruia ce fel de salată folosește. Uh-huh. Ideal ar fi să fie un mix de salate, că e mai colorat. La mine ar fi ideal să fie ceva crocant, că mozzarella asta este moale și pufoasă așa, și atunci să fie și un pic crocantă salata. Din deci, pungă, dacă e. Cele mai multe salăți sunt crocante. Da. Nu? Da, bine, așa, dacă vrei, radic, eu vrei puțin... Da, în fine, divagăm. Da. Pe urmă, roșii cherry, avem și în imagine. Da. Roșia cherry rămâne deocamdată cel puțin și roșia cu cel mai apropiat gust de roșia de odinioară. Depinde, dar știi că ar trebui, cred că ar trebui să-i spunem roșii cherry, pentru că sunt roșii cireașe. Sherry e o băutură. Sherry, lady. Nu? Sau aia este dragă. Dar la noi, nu știu, așa se zice. Da. Adică așa e în popor, roșii cherry. Dar tu zici roșioare, pitice. Da. Ideea e că în perioada asta anului au cel mai bun gust. Nu știu care e ideea, dar că ele cresc pe un compost pe vată minerală, deci teoretic nu sunt afectate de sezonabilitate. Da. Dar acum sunt foarte gustoase. Bun, deci avem pungă de salată roșii și 250 de grame de mozzarella fresca de Delaco. Miez de nucă, vreo 100 de grame. De acord. Ăla e ca să crânțene. Totodată ne asigură și că ne îngreșăm când mâncăm salata. Și un pic de proteină, da. Da? Serioase, nucă. Și mai putem pune și o legătură de ceapă verde tăiată mărunt. Niciodată. Nu la ceapă, la mozzarella, roșii, nuci, eu n-aș pune în viața mea. Acum după gust, da. De gustibus. Nu îmi place ceapa în salata cu mozzarella niciodată. Dar dacă vrei, poți să încerci. Mie, de exemplu, în salata asta... Îmi place să pun struguri. Stai puțin, știi ce aș încerca cu ceapa? Fii atent. Aș pune ceapă roșie tăiată subțire, feliuță. Ceapă roșie, nu ceapă verde. Murată. Da, un pic murată în oțet. Așa da. Lăsată rețea. Dar numai așa, să fie condiment. De chichi. Mie ți-am zis, îmi plac și struguri în salata asta. Și acum, de asemenea, se găsesc la toate supermarketurile. Iar e sezon. Nu, sunt cu sâmburi, dar sunt aia sud-americani foarte mari. Sunt niște struguri roze, cu boaba mare, așa. Foarte gustoși. Bun. Da. Și șmecheria și ce ne îngrașe cel mai tare și dă gustul cel mai bun în salate. Îți place să fie dulce. Este dressingul de tip emulsie. Asta e bună, dar asta trebuie să explicăm cum se face. Pe care îl facem din ulei de măsline. Da. Miere. Da. Muștar. Da, muștar de bună calitate, da. Da. Și zeamă de lămâie. Sau oțet. Da, de preferat... Zeamă de lămâie mai fresh. Și trebuie făcută emulsia. Aici trebuie făcută emulsie, pe care o faci și e într-un păhărel cu o furculiță sau într-o castronel. Farfuria adâncă. Și bazi la el până zine rău. Dar faci cu ocazia asta mai consum calorii, știi? Măcar asta este metoda tradițională și pui acolo și torni. Uleiul se toarnă în fir subțire de tot și în timp ce torni uleiul tic-tic ușor de tot, dai cu furculița. Dar o variantă și mai lesne, da? Dar mai
murdară, ca să zic așa, să folosim un borcanel. Borcanelul este sfânt. În care punem toate astea, da, e ulei de măsline, zeamă de lămâie, muștar, exact, și miere, sau zahăr, și toată ziua te joci cu borcanul ăla, în 6 ore, e gata. Zafiu se uită la tine, nu-i vine să cred. Glumesc, nu, dar la gist are de tot și mușenez. Mă, Zafiule, ai un borcanel cu capac? Am. Pui toate astea și după aia mergi prin casă și faci cu el așa. Înțelegi? Nu mai bine vrei să facem o pâine? Nu. Așa. Și le-a agitat țaca-țaca-țaca-țaca-țaca până devine păstos, da, așa. E low-tech, nu se strică niciodată borcanul, dar înțeleg că tu ai un aparat. Eu am un mini-robot de bucătărie cu care îl folosesc. E un roboțel mic, da, pitic. Are recipientul ăla în care face atât, e cât o ceașcă. E de la luat de la teleshopping? Nu. Vezi că e un brand serios renumit. Așa? Da? L-am luat eu acum 10 ani de pe un site din străinătate. E de la mecanic? Nu, adică e electric. E electric și, da, e făcut în ideea de a tăia o ceapă. A, știu eu ce ai tu acolo. De a mărunți lucruri, știi? Că are doar un singur cuțit ascusit. Da. Face emulsii bombă. Dacă nu pui, de exemplu, muștar boabe. Facem cu orice. Da, adică dacă are pui muștarul foarte puternic. Nu e... Păi asta zic, dacă pui muștar boabe, le sfărâmăle, nu e treaba. Nu, dar ideal, adică întotdeauna în dressing-urile de salată pun muștar. Bine. Dar ideea e să nu pui muștar de la care merge la mici. Să iei un muștar mai pricopsit un pic, care, da, totuși alt gust. Ce ai cu muștarul de mici? Și mie mai place să pun sirop de... Sirop? Da. Deci sirop? Avem o salată cu miere, struguri și sirop? Nu, 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 uită tot. Deci asta am terminat cu rețeta asta. Așa? La alte salate, da, folosesc emulsie făcută cu sirop de rodii. Da. Și se găsește un sirop de rodii arabesc. Așa, e dulce. E dulce acrișor. Se strepezesc dinții. Mamă, ce bun e. Mai salată, tot așa, cu muștar, cu ulei, cu lămâie. Mănâncă ai mei copii de rupt. Nu trebuie să mai pun altceva, pun numai frunze de salată și dressing-ul ăsta și... Și trebuie neapărat niște frunze de busuioc în salata asta. Și dacă vreți o salată adevărată cu mozzarella, caprese. Se ia mozzarella, se taie felii, se taie roșiile felii, se pun câteva frunze de busuioc cu ulei de măsline pe deasupra și gata. Pentru asta mai și avem... sare. Trebuie să mai avem răbdare o săptămână, două, să fie roșiile ceva mai bune, că deocamdată scârție. Da. Păi bine, asta e. Poftă bună la... salată. Ce v-am zis. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.